Slăviți să fie Domnul că suntem din nou împreună. Am fost cam plecați. Atlanta a fost plecată. Moldova, România au venit înapoi. North Carolina au venit înapoi. Așa că astăzi, dar n-am așteptat să ne vedem, o să fie o bucurie mare. Haideți să ne ridicăm, să începem cu o cântare, să lăudăm pe Domnul, că spune că Domnul coboară în mijlocul laudelor, nu numărul de păstori, în mijlocul laudelor. Hai să lăudăm și să începem această dimineață minunată să slăvim numele, pentru că El merită toată cinstea, gloria, onoarea și lauda. Amin. Multă vreme au rătăcit, ne știm că Iisus a murit, dar l-am aflat și sunt copilul Lui. Amin. Suntem din nou împreună, Doamne. Doamne, chemăm prezența Ta și îți mulțumim că Tu ne-ai promis că dacă doi sau trei sunt adunați în numele Tău, Tu ești acolo. Vrem să fii în această zi, să ne vorbești Tu, să ne dai înțelepciune prin Duhul Sfânt, să înțelegem cuvântul Tău. Am venit, Doamne, ca să învățăm și apoi să, prin Duhul Sfânt, să ne dai putere ca în această săptămână în care am intrat, ce învățăm să trăim și prin trăirea noastră, cei din jurul nostru să vadă că suntem copiii Tăi și să vadă bunătatea Ta prin noi și prin bunătatea Ta pe care o văd, Doamne, să se întoarcă la Tine. Binecuvintează pe fiecare frate, soră care a ajuns și care a venit, Doamne, lasă bucurie în fiecare suflet, pace, liniște. Îți mulțumim că vei fi cu noi, binecuvintează și biserica din Venice, Doamne, îți mulțumim că ne vei da biruință în toate lucrurile și numele Tău să fie lăudat. Amin. Amin. Haideți, puteți lua loc, hai să mai cântăm o cântare și cred că fratele Alex ne poate da un îndemn la rugăciune.
Pacea Domnului fraților. Azi avem un îndemn la rugăciune. În dimineața aceasta am luat un gând așa scurt, nu mult, dar vreau să aduc un gând care ar fi bine să ne gândim la ceea ce scrie în Cuvântul Dumnezeu și să ne închinăm Lui. Vom citi de la Ioan, capitolul 4 și la versetul 21. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acela, nici în Ierusalim. Voi vă veți închina la ce... Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia căruia îi se zice Hristos. Când va veni, El are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Amin. Locul acesta e cunoscut de toți, în Cuvântul Lui Dumnezeu, e repetat de toți, de multe ori am auzit și eu predic și tot timpul mă gândesc că oamenii caută să se închine undeva, un loc, undeva, mulți zic, în biserică, numai acolo unde sunt icoane și lumânări, alții spun că în Ierusalim și alții în toate părțile, nu vin să se închine în Duh și în adevăr. Duhul Dumnezeu îi aduce aminte să ne închinăm tot timpul. Dar adevăr, unde este adevărul? Fără adevăr poți să te închini la orice. Dar dacă nu ai adevăr în inimă, degeaba te închini. De multe ori zice rugăciunile voastre ajung până la tavan, mai sus. Pentru că oamenii nu își pun o umbrelă care nu se duce cuvântul până sus, la Dumnezeu. Cineva mi-a spus că cel mai mare aparat de legătură puternic în lume e un om cu inima sinceră care se roagă la Dumnezeu. Că Dumnezeu e în cer. Nu răspate niciun aparat. Nici cum caută ăștia pe la Mars, unde se duc. Cu Dumnezeu e cel mai mare aparat. Sufletul și Tatăl care este sus. Și toți se roage prin Duh, în Duh și în adevăr. Dar încă multe lucruri, uitați-vă că femeia aceasta știa că trebuie să se închină la munte, să se închină în Ierusalim. Ne uităm că acum majoritatea oamenilor undeva merg și se închină. Alții se închină la diavol, că acum diavol e liber, îl mărturisesc pe diavolul. Și alții nu vor lui Iisus să închine în Duh și în adevăr. Să închină lui Iisus, dar numai pe buze. Numai cu viața lor nu văd. Și asta e foarte trist. Că oamenii nu văd viața lor. La Ioan, capitolul 3 și la versetul 3. Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Asta era un cărturar foarte înțelept în Israel. Dar nu a înțeles nici el ce a spus Iisus. Dar noi să mulțumim lui Dumnezeu că nouă acum Duhul Dumnezeu
prin toate învățătură, ne învață că noi să înțelegem ce asta, nașterea din nou. Schimbăm viața noastră complet. De multe ori noi iar ne-am dus din lume și iar ne întoarcem acolo. Iar căutăm ceea ce nu-i plăcut lui Dumnezeu. Hai să ne gândim în ziua aceasta că Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm Lui. Fiecare caută biserică, caută clopote, caută diferite lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, ăsta-i pământesc. Mai jos îi spune lui Nicodim, ceea ce născut din apă și din Duh, nu poate cumva să schimb. Din apă și din Duh trebuie să ne naștem și viața e veșnică, o primim prin asta. Pentru că oamenii caută să se închine cu bani, cu diferite lucruri care gândesc că ei și-au răspășit păcatele. Numai Iisus ne-a putut dispăși păcatele noastre. El, prin sângele Lui nevinovat, Sfânt, care ne-a dus mântuirea aici pe pământ. Oamenii caută cât mai greu, cât mai complicat să caute Împărăția Lui Dumnezeu. Noi vedem în zilele acestea, oamenii gândesc că cu diferite lucruri pot câștiga Împărăția Lui Dumnezeu. Dar asta nu e așa. Clar, Iisus l-a murit și lui Nicodim și lui femeia aceasta. El l-a murit clar că numai prin El și El este Mesia. Eu am un exemplu așa, că vedeți că oamenii sunt religioși, caută că zic, o, dar ce să fac eu, cum să... Dar eu mi-a duc aminte de o povestire de o femeie care... Întâi vreau să vă spun că femeia aceasta era murdară, care toți se puteau că ea e o femeie care nici nu putea să meargă la apă. O schimbat o grămadă de bărbați și Iisus nu a judecat-o. Dar eu mi-aduc aminte de o femeie care a arătat o dragoste care mulți poate nici nu pot să gândească la așa ceva. Și nu a căutat alți bărbați, dar a fost pentru bărbatul ei un exemplu. Ea, un om în timpul Rom, în Franța, în timpul războiului, a dezertat. Un bărbat ăla și-a venit acasă și el a fost prins și trebuia să-l umoare, să-l împuște în piață. L-au dus în piață și Cromwell, ea, femeia, a cerut de la el să-l ierte, dar el, Cromwell ăsta, era rău om, foarte rău, dacă știți istoria. Și nu l-a iertat. A zis că la ora 6 va fi împușcat în piața bisericii, în curtea bisericii, când va suna clopotnița. Și la ora 6, înspre ora 6, l-au dus, l-au pus la eșafod, acolo unde erau, trebuie să-l omoare. Și așteptau toți, multă lume acolo așteptau să-l împuște. Și ora 6 a trecut și mai mult și nimic. Nu sunat clopotul. Dar era lege că dacă sună clopotul, atunci zice, sunt puști. Și nu suna. Aștia au stat întumeriți, s-au trecut timpul și aștia zice, duceți sus, vedeți la clopotniță, ce e acolo? Când au mers clopot, ăsta care bătea clopotul, el n-auzea bine, el de la clopot s-a pierdut auzul. Și au găsit pe femeia care soția lui, prinsă de limba clopotului și cu mâinile sfărmate, dar ea a ținut ca să nu sune, să nu... Închipuiți-vă câtă dragoste a fost. Iisus a murit tot pentru noi și a dat viață, dar a arătat o dragoste care
în femeia aceasta și uitați-vă ce femeie care era. Iisus o ales ca să-i mărturisească și au fost tot mărturie mare pentru poporul ei. Dintr-un om rău ce-a făcut și dintr-o femeie bună care a avut familie, a vrut să dă lucrarea Dumnezeu, s-a făcut prin oameni, prin... și El i-a ales. Din rei a făcut bun, din buni încă mai buni și haideți să fim noi buni, să ne gândim la lucrul acesta, că viața aceasta, vedeți, și se întâmplă pe boli diferite. Chiar acum ar vrea să ne rugăm pentru fiul meu, în drum s-a îmbolnăvit de un virus care e foarte rar aici în America. Stă în spital acum. Și mulți cred că au probleme și în viața aceasta dă-te mâna Dumnezeu, dar Dumnezeu dă voie pentru ca noi să ne învățăm, să trăim, să știm cum trebuie să trăim, dar să nu ne departăm de Cuvântul Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu facem nimic. Așa că naștere din nou și să ne credem în Dumnezeu, să ne închinăm în Duh și în adevăr. Amin. Cine dorește să ridică Tatăl nostru care ești în cer? Sfințească-ți numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin.
Domnul, dacă voia Lui este viața noastră, suntem plini de voia Lui, nu putem face alta decât voia Lui. Și așa de bine, Doamne, și acum să, dacă suntem plini de voia Domnului, știm că avem aici care fraților care așteaptă cu nerăbdare, mai ales Victor, nu l-am auzit cântând de o lună și ceva, să ne cânte, să Maria, poate cu Maria, și în continuare cine are poezie, cântare, cuvânt, o îmbărbătare, o mărturie, așteptăm să... Pace Domnul, fraților! Pace! Pace Domnul! Pace! Mai altfel. Vreau să un pic să... Duminica trecută noi am fost aici, eram prea puțin și un pic să vă spun cum a fost călătoria noastră. Deci, numărul unu, cel mai tare, ce m-a speriat, deci, diavolul așa care s-a împotrivit, nici când m-a dat seama. Am ajuns în Germania, Maria era în Bereșor, acolo ne-am întâlnit cu ei. Ne speriam că tot timpul să ne rugăm. Nu cu facerea cruci, cu facerea și la mai departe, deci chiar nu ne-am să ne rugăm. Acum, ei au avut o scăldătoare de copil, ne-am dus cu ei la biserică ortodoxă, au scăldat. Ei zic că botezi de o scăldătoare, copilul ce-a mai dat din picioare, vă dați seama. Și toți creștini, toți se făceau cruci, pupau mâna, se închinau la icoană și așa mai departe. Zic, ce tare credincios. Când am venit acasă, pe urmă îmi spunea soția, mă gândeam să, la masă, la mic, cu ei la masă, să ne rugăm, știi? Și Maria m-a încercat să spui să ne rugăm și imediat apare, nu cumva să vă rugați aici, că lor nu le place. Nu cumva să vă rugați, că lor aștept nu le place să vă rugați. O uitat de cruci, o uitat de rugăciuni, vodka pe masă, altceva, nu știu nimic. Imediat o uitat de credincioșii și de religii. Mai departe, din Germania, am plecat în Paris, acolo un vecin de meu ne-a întâlnit, ne-a dus la o biserică, acolo a fost și grupul Messenger. Eu n-am știut că el locuiește în Naples, Boston, oricare. Da, da. Deci ne-a bucurat mult, de acolo ne-am pornit în Italia. În Italia a fost foarte interesant că mulți prieteni de noștri ne chemau fără, nu ne-am plănuit să mergem, dar ne chemau. Și chiar m-am bucurat foarte mult, am intrat la cineva și ne-am rugat, am lămurit că nu Sfânta Marie, nu crucea, nu icoana, nu Sfinții. Am plecat, am mers mai departe prin țări, am simțit rugăciuni, au mers foarte bine, deci am călătorit frumos. Am ajuns în România, nu, am schimbat chestii în România că cu actele nu s-o... Deci am stat numai două zile în România, ne-am întâlnit cu fratele Ghiță, îl cunoaștem de mulți ani, pe 30 de ani îl cunoaștem, care lucrează cu Pigafani. Ne-am întâlnit cu el puțin timp și am plecat din Oradea, am plecat la Târgu Mureș, la Târgu Mureș dimineața ne-am trezit și am plecat la Moldova. Moldova, vă spun că e foarte mare nevoie de Dumnezeu. Oamenii toți sunt creștini, toți le pare că așa de sfinți. Sunt de partea Dumnezeu. Nu cunosc. Este în România cineva care mi-o pune pe internet, întreabă, dar ce-i Crăciunul? Și spune, tai porcul, dar ce-i Paște? Obsesc cu ouă, știi? Îmi părea că e glumă. Nu-i glumă. Am mers, am vorbit cu un frate, n-am plănuit, dar când am ajuns acolo, am vorbit cu un frate, zice, frate, ăsta vrea să pornească o bisericuță într-un sat acolo. Într-un sat destul de mare. Mi-a dat o hartă, am luat harta și am văzut în câte sate n-au nicio biserică. Nu venea să cred. Eu, când am trăit în Moldova, am văzut nus biserici foarte multe sate. Și doamna care de la asistentă socială a făcut o listă la 16 familii. Am mers la 16 familii, fraților. Dezastru. Nu poate să existe în viața veacul 21. Dezastru. Nu pot să trăiască fără acoperiș, fără mâncare, fără... Foarte greu. Un bărbat paralizat, abia mergea, așa plângea, n-am ajutat nimeni. Pe urmă, o doamnă acolo era cu călcâiuși, cu degeți de la picioare tăiate, nu putea să nu știe. Altul zice, nici nu pot să măsura măcar diabetul, nu am un aparat de ăsta micuț. Domnul ne-a ajutat și la fiecare unde am mers, o doamnă zice, dar
da, ne rugăm, dar și Dumnezeu iartă, Dumnezeu nu mai iartă, noi suntem și zic, da, este bună, Dumnezeu mai poate ierta. Ei, noi ne rugăm la Sfinți, ne rugăm la Sfânta Mărie, nu, nici Sfânta Mărie, nici Sfinții, nimeni nu pot să, nu poate să vă ierte, numai unica cale. Și da, e că n-am știut. Fratele este a rămas, a luat lista și tare m-am bucurat că am ajuns aici. Mi-a trimis deja fotografii cu schimbat acoperișul la doamna cei care era, chiar nu avea acoperiș, era foarte rău. Și zice, deja mă apuc încet la toate familiile astea să merg să pornim o biserică. Să tragi mădeci că Domnul să lucreze la fiecare și o să schimbi lucrurile. Deci cam asta a fost plecarea noastră, a fost bine, a fost frumos. Am fost și acolo unde am făcut armata, 40 de ani în urmă. Chiar am făcut fotografie acolo la un castel, când eram 41 de ani, când eram un soldat grenier și acum a fost interesant. Și tare m-am întristat, când biserici mari, niște, am intrat cam în toate catedralele astea, biserici mari, oameni vin, pun lumânări acolo, îndu-și caută, când ești afară, uitat. Deci nu văd pe Iisus, nu cad pe Iisus, cadă, nu știu ce caută. Să ne rugăm. Și pentru lucrul ăsta, că Domnul să deschidă inimile oameni să înțeleagă care e adevărul. Și acum uitați ce s-a întâmplat cu România. Mă uitam în Galați, un necat, în Moldova, un necat, în Odessa, atâta. Domnul vorbește, eu cred că Domnul vorbește, pe numărul ce? Războiile este, deci, nu știu, să ne rugăm, poate noi puțin facem. Și acum spuneam, zic că am fost la evanghelizări mari unde stau în față, cântam, dar n-am fost niciodată în spate. N-am fost ca să merg pe la case, să vezi chiar cum unii nevoie. Și ne-am întâlnit cu frate Sergiu Radcovski. Ne cunoșteam, dar așa să ne întâlnim în față, nu ne-am, acum ne-am întâlnit, am fost la în satul natal în Trăiești, el ne-am întâlnit, zice, cineva din cei din biserică i-a dat $100 fratele Sergiu și am dat, zice, frate Sergiu, asta e pentru familia mea tare. Nu, fratele, tot. Noi acum să încep sesiune, nu mergem pe acasă, tot folosim la sărat. O mărg pe la sărat, chiar au găsit niște oameni, nici nu știu unii găsăști, care nu s-au picat de pat. Zic, ani întregi nu s-au picat. El îi se duce, îi hrănește și îi spune pe Domnul Iisus. Și e greu, văd că e greu, el e paralizat, el e handicapat, e foarte greu, dar așa merge. Domnul să fie slăvit și Domnul să le dăie puteri. Amin. Și ceea ce cântăm să trăim. Amin. Să
să se oglindească purul în a mea și să dispară valul greu de ceață, ce împiedică să-ți văd mărirea ta. Aș vrea, Iisus, să scumpa ta comoară, te mântuie, pe veci să dăruiești. Aș vrea ca mine tot ce vrei să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea, Iisus, scumpa ta comoară, te mângâie, pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca mine tot ce vrei să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. În privegia mea pe acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse, să le primești prin Sfântul tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, te mântuie, te veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca mine tot ce vrei să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, te mângâie, pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce vrei să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Îndemnul la rugăciune a fost: Iisus este adevărul, care adevărul și viața. Când am întâlnit în viață lucruri triste, înșelătoare, poate ai zis cu ochii în lacrimi, unde adevărul? Oamenii întotdeauna au căutat acest răspuns, dar de minții de vinovate el a fost și e ascuns. Mulți încearcă să-l găsească și îl caută în multe părți, în cultură, în știință, în natură și în cărți. Alții îl caută în locuri rele, în desfriu și în plăceri. Rezultatul care este? Nu se află nicăieri. Totul e deșertăciune. Totul e goană după vânt. Solomon așa ne spune, inspirat de Duhul Sfânt. Atunci, unde e ascunsă taina marelui mister? Și din câte sunt sub soare, care lucru-i adevăr? Răsunând peste milenii, vine o voce până la noi. Eu sunt calea, adevărul și viața de apoi. Omule, ce alergi prin lume, sufletul să-ți liniștești. Adevărul în minciună nu-l căuta, că nu-l găsești. Doar Iisus, El singur este adevărul lumii întregi. În afară de El, toate nu-s decât deșertăciuni. Despre El Scriptura spune cartea Tainelor de Sus și afirmă și natura, adevărul e Iisus. Da, Iisus e adevărul, spun planetele în mers. El e unic, sfânt și veșnic în întregul univers. Dacă vrei, te poți convinge ascultând cuvântul Lui. E de ajuns să crezi un lucru, că a murit în locul tău. Amin.
slav, fie a ta, Iisus, pentru toate câte ai făcut, te-ai jertfit, Iisus, la Golgota, pentru viața mea. Și vreau să vă mulțumesc la fiecare parte. Cu voi
voi, m-am simțit așa bine ca în copilărie. Mi-a plăcut subiectul, fratele, știind că Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Și noi cunoaștem cuvântul și cunoaștem adevărul. Mi-a plăcut și exemplul cu femeia. Am trecut pe acolo și știu. E așa de greu. Dar a trecut. Pentru astăzi am psalmul 42. Este o cântare a fiilor lui Core. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimă hrănesc zi și noapte, când mă gândesc, cum mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul meu. Mi-aduc aminte și învăț tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnesc, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea mă gândesc la tine din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfârâne oasele cu sabia când mă bajocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnesc sufletul și gemul meu într-o dată? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Unde am fost și unde am fost Dumnezeu.
Ascultă și rugăciunea. Deci rugăciunea merge înainte. Deci și găsește și prinde pe oșicine. Și vreau să vă spun un lucru foarte interesant pe care Domnul mi l-a descoperit mie și m-a făcut să cred foarte mult în rugăciune și mi-a vorbit chiar prin gura mea. Într-un mod extraordinar. Cu vreo 3 ani în urmă am început să mă rog pentru un verișor de-a meu, dar nu știu de ce. Că nu l-am mai văzut de când am plecat din America, era atunci vreo 31 de ani. Și am început să mă rog pentru ea. Am auzit că a început să bea și era foarte, foarte rău. Era plecat în străinătate, făcea bani, nevasta l-a lăsat, dar degeaba. Nu era bine. Am început să mă rog pentru el. Și într-o dimineață mă întreabă Victor. Gabi, cine-i Viorel? Dar eu zic, păi Viorel nu am decât un verișor de-a meu. Zic, da, de ce? Pentru că azi noapte ai spus în vis așa, ce ai vorbit în vis, Viorele, nu mă las până nu te prind. Deci rugăciunea îl ajunge. Și ce credeți? De atunci a început să mă caute și m-a găsit și ne vedem pe Messenger și mai vorbim și îi vorbesc de Domnul și vreau să vă spun că nu este necesar, dacă nu ne trimite Domnul, să mergem în misiune. Căutați o persoană și rugați-vă pentru ea. Pentru că Dumnezeu răspunde rugăciunilor și mai ales a femeilor. Spus fratele. Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Da. Și cine este cel mai nenorocit om de pe fața Pământului? Cel pentru care nu se roagă nimeni. Este cel mai... Să ne rugăm pentru cei care nu se roagă nimeni. Amin. Victor a plecat. Și până vine, rugăm pe sora Aurică să le spună că dacă Gabi ne-a dat o învărbătare, experiență, foarte frumoasă. Și pentru că am văzut și vedem din mărturisirea experiențelor că rugăciunea are putere, după ce vom termina cu lauda individuală, o să mai facem încă o rugăciune. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți, El care a făcut cerurile și pământul. Și eu vreau să-mi exprim bucuria că ne-am văzut, ne-am rugat pentru Maria și Victor, am văzut
mărturia, cum Domnul le-a purtat de grijă, a fost cu ei, i-a ocrotit la plecare și la venire. Domnul să vă binecuvinteze. Acum ascultam, nu de mult, pe un frate, poate mulți l-ascultați și îl știți, se numește fratele Dumitru Budac, și m-a impresionat dragostea lui pentru Domnul, slujirea, poezii, cântări și predici. Și mi-am ales aici o poezie de-a lui, care se numește Imnul Credinței. Și noi știm cu toți că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Amin. Fraților, poți să-ți pierzi casa și banii, chiar și locul din cetate, dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic, măi frate. Banii poți să-i sufle vântul, să rămâneți trei cu o haină, dacă n-ai pierdut cuvântul, n-ai pierdut nimic, măi frate. Poți să-ți pierzi mâna sau ochiul, chiar și toată sănătatea, dacă n-ai pierdut nădejdea, n-ai pierdut nimic, măi frate. Poți să-ți pierzi într-o zi soțul, tata, fiica sau pe toate, dacă n-ai pierdut Hristosul, n-ai pierdut nimic, măi frate. Poți să-ți pierzi până și viața plină de dureri și lacrimi, dar dacă o pierzi pentru Hristos, n-ai pierdut nimic, măi frate. Fraților, noi numai împreună cu Hristos le vom dobândi pe toate. Și atunci când va veni, noi în rai cu toți vom fi pentru o eternitate, în veci de veci. Amin. O cântare o cântăm Domnului, orice lucrare facem, o când facem pentru Domnul și pentru îmbărbătarea noastră. Amin. Stâncă pe stat, furtuna privind liniștit.
Eu sunt cel ce sunt Dumnezeu și aud când mă strici din necaz, căci eu văd din cer chinul tău și lacrima pe al tău obraz. Crede și nu te-ndoi, așteaptă-n tăcere ajutor, căci eu lângă tine voi fi și chinul va fi mai ușor. Crede și nu te-ndoi, așteaptă-n tăcere ajutor, căci eu lângă tine voi fi și chinul va fi mai ușor. Cheamă în ziua cea grea, când ori de necaz vor veni, atunci eu te voi ajuta, iar tu când mă vrei proslăvi. Să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a găsit și noi l-am găsit. Și sunt împreună cu El, vom fi biruitori. După ce, dacă mai sunt frați, rog, care vor să se roage individual, ne rugăm cu toții și să-i mulțumim Domnului pentru că, înainte să plecăm la North Carolina, era fratele Dumitru, cred că îl chema, cu fetițele, și o fetiță de la naștere avea mâna întoarsă la 45, la 90 de grade era mâna de aici. Și mi-a scris că Domnul a fost cu fetița, cu doctorii și mâna de recuperare, s-a pus-o la loc și am spus că o să-i mulțumim pentru că le-a purtat de grijă și am văzut că prin el suntem mai biruitori, așa cum spunea și cântarea. Haideți să-L chemăm pe Domnul și în această săptămână să fie în continuare cu noi, dar mai întâi noi ce avem de făcut este să căutăm mai întâi împărăția.